Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi, alături de noi, este Cristina Neguț, Senior Trainer Learning Ecosystem. De asemenea, în contextul discuției de astăzi, trebuie să subliniem faptul că Cristina are formare în metoda ESPERE cu o bogată experiență în această metodă. Dacă nu mă înșel eu, 19 ani. Astăzi vom vorbi alături de Cristina Neguț în cadrul campaniei noastre despre cartea Povești Vindecătoare, despre lucruri mărunte ce ascund posibilități infinite, și vă arăt și la cameră, cea de a treia carte, o spun cronologic, cea de a treia carte publicată în portofoliul editurii Herald, în colecția Arta Comunicării în Relații, iată metoda ESPERE Jacques Salomé. Cristina, o carte foarte importantă, la fel de importantă aș spune ca precedentele două, ca FITU în sus, manualul de gramatică relațională, dar și actele simbolice și simbolizarea. Ce sunt de fapt aceste povești vindecătoare? Bineînțeles că noi, chiar înainte de a înregistra, ne-am entuziasmat și ne-am lansat în tot felul de discuții și am ajuns la concluzia că poveștile lui Jacques Salomé, cum îmi place mie să le spun, povești terapeutice pentru copii și adulți, adică sunt deopotrivă și pentru copii și pentru adulți, aceste povești reprezintă tot niște acte, chiar dacă narrative, tot niște acte simbolice. Aflăm foarte multe lucruri de viață din spatele acestor povești. Sorin, îți mulțumesc tare mult. O descriere atât de frumoasă a poveștilor lui Jacques. Cred că poveștile lui Jacques Salomé sunt despre viață într-un fel unic. Modul în care eu am cunoscut viața prin poveștile lui Jacques este unul care a rezonat foarte mult cu felul meu ingineresc cumva de a reuși să mă exprim. Eu am terminat cumva Universitatea Ecologică și inginer fiind, pentru mine, cuvintele acestea despre emoții, despre sentimente, despre simțăminte, aparțineau cumva unui alt univers. Ori poveștile pe care eu le-am citit, scrise de Jacques Salomé, rezonau foarte mult cu interiorul meu pe care nu știam să-l exprim. Pur și simplu, eu nu reușeam să găsesc această alăturare minunată a cuvintelor și la fiecare pagină sau poveste spuneam, da, 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 exact asta aș vrea să spun. Ori acest dar, acest talent de a reuși să exprimi cu așa acuratețe contradicții ale unei lumi interioare a oricărui om de pe planeta asta, indiferent de, nu știu, de culoare, de vârstă, de educație, este un dar. Ori, pentru mine, acest entuziasm pe care l-am găsit în poveștile lui Jacques a fost inspirator, să zic așa, în profesia mea. Eu, fiind trainer de mai bine de 20 de ani, am zis, dacă pentru mine au așa un efect, hai să vedem oare ce efect vor avea pentru participanții mei la training. Și atunci a fost uimitor să constat că regulile de igienă relațională, de pildă, pe care Jacques le-a structurat în metoda ESPERE, conceptele de bază, vizualizarea, simbolizarea, aceste instrumente despre care și tu vorbeai mai devreme, devin vii atunci când sunt descrise în poveștile acestea scurte, care au un fir narrativ foarte clar, foarte luminos și în același timp au niște personaje pe care nu poți să nu le iubești, pentru că sunt pur și simplu niște animăluțe extrem de bine alese în concordanță cu ceea ce își dorește să exprime. Pentru mine sunt fascinante
prin acest efect extraordinar pe care îl au în a clarifica un interior și în același timp în a te ajuta cumva chiar să te maturizezi. Pentru că, din perspectiva mea, tot ceea ce facem noi ca adulți, de pildă atunci când vrem să învățăm ceva, de fapt noi creștem. Iar poveștile lui Jacques Salomé, pentru mine, sunt o cale spre a ne maturiza cu un vocabular potrivit despre o lume interioară care nu e ușor de pus în cuvinte. Iar cu poveștile lui, iată, se găsesc cuvintele cumva. Cum ai aplicat și în viața personală, dar mă refer acum și la viața profesională, instrumentele, principiile metodei ESPRE, și aici fac referire, bineînțeles, pentru că tu mi-ai povestit și aș vrea să le împărtășești și celor care se uită la noi, celor care ne urmăresc, importanța acestor povești în lucrul cu oamenii. Păi am pornit întâi din dorința asta extraordinară. Nu, să o iau cu începutul începutului. Am îndrăznit să pornesc în momentul în care Jacques Salomé mi-a dat o primă dedicație, uitându-se în ochii mei, și a scris acolo o ze. În momentul în care Jacques Salomé a scris pe prima carte pe care eu o primeam prin 2004, cred că era, o ze, îndrăznește, atunci am îndrăznit și eu să structurez cumva transmiterea instrumentelor și a regulilor de igienă relațională, întâi către profesori, către dascăli, învățători, educatori, și apoi către părinți. Numai că nu vroiam ca ele să fie așa o listă cumva, știi? Astea sunt regulile de igienă relațională, iată, în orice relație putem primi sau emite două tipuri de mesaje, mesaje cadou și mesaje otravă. Nu e așa de interesant. Devine mult mai interesant când, de pildă, grupul de profesori este împărțit în grupuri mici și câte trei profesori citesc o poveste care vorbește despre cum niște ursuleți își spun niște mesaje cadou. Momentul în care citesc o poveste, în care Jacques și pune și explică regula de igienă relațională, dar în același timp o pune într-un fir narrativ, devine mult mai ușor și de înțeles și de păstrat în minte. Pentru că ea nu mai este o informație, un concept. Ea devine vie. Povestea o face ca această regulă să devină vie, iar interacțiunea dintre cei care cunosc povestea, interacțiunea în grupul mare, care vorbește apoi despre această regulă de igienă relațională, e mult mai savuroasă, mai suculentă. Fiecare dintre ei se poate întoarce la propriile lui experiențe. Și asta știm deja, este o caracteristică a adulților. Atunci când învață, vor să le fie folosită această experiență de viață. Și atunci când își folosesc experiența de viață, având la bază înțelegerea foarte corectă, pe baza poveștii, a regulii de igienă relațională, învățarea devine foarte facilă și plăcută și facilă. Și atunci efortul învățării este unul, pe de o parte, ușor, pe de altă parte, bine făcut. Este un efort bine făcut și un efort care face bine și conduce la învățare. Pentru mine, ca trainer, e fundamental să se producă această învățare. Ori învățarea, știm că vine cu schimbare. Și iată, o poveste poate aduce această schimbare într-o manieră inteligentă și ușoară. Asta sunt pentru mine poveștile. Ai vreo poveste, sau e o întrebare mai complicată, ai o poveste preferată? Pentru că, uite, eu, de exemplu, sunt atât de multe povești, multe, pentru că, în general, sunt extrem de ușor de citit. Majoritatea poveștilor au două pagini. O pagină, două, trei. Două pagini jumate, trei pagini.
Și uite, mie mi-au plăcut foarte mult două. Mi-au plăcut mai multe, dar în special două povestioare. Era odată o mică girafă care creștea prea repede. Despre frica celor mici de a pierde iubirea părinților pe măsură ce se fac mari. Este senzațională. Sau povestea băiețelului alergic la penele de porumbel, despre cum uneori nevoia celor mici de a primi atenție și iubire se poate somatiza. Iată, eu îți mărturisesc, după ce am parcurs atâtea din poveștile lui, nici nu pot să mai am una preferată. Prima pe care am citit-o cu multă plăcere a fost, era odată o planetă albastră care căuta o altă planetă cu care să vorbească. Asta poate pentru că eu sunt pasionată de lucrurile astea. Dar pe măsură ce fiecare poveste este citită, ea devine cumva o poveste aproape de inima mea, pentru că împlinește fie o nevoie, fie o căutare, și atunci, fie că e vorba despre animale de astea, cum ar fi caribu, despre care habar n-aveam ce e, până la o lăcustă care sare și trece prin viață și descoperă iubirea, sau la șoricei, fiecare din poveștile astea au de fapt ceva care pe mine mă ajută să devin mai clară, mai limpede, și atunci nu știu dacă am una plăcută, așa, foarte, foarte plăcută. Cred că mai e ceva. Atunci când le citesc eu, de pildă, participanților, mă atașez foarte tare de povestea respectivă și pentru o vreme rămân așa cumva în siajul ei, întrebându-mă: oh, dar pentru mine oare cum e sentimentul ăsta? Sau somatizarea asta, oare eu am trăit-o pe vreodată? Povestea asta rămâne lucrătoare cumva în mine. De asta mie îmi plac toate, nu pot să le separ, le văd chiar lucrătoare. Ăsta e cuvântul pe care îl simt. Pe măsură ce le citesc, pe unele dintre ele îmi vine să le recitesc, pentru că ele capătă noi înțelesuri. Sau, de pildă, oferite participanților în training, ele se întorc îmbogățite, pentru că, nu știu, să zicem, povestea furnicuței care vorbea mereu tare. Asta e o poveste care pentru dascăl, pentru copii, e foarte frecventă. Acolo ridicatul vocii e ceva obișnuit și pentru copii și pentru dascăl, dar de fiecare dată ea capătă nuanțe noi. Și de ce capătă nuanțe noi? Pentru că în viețile fiecăruia, furnicuța asta mai capătă o caracteristică, mai capătă un adjectiv. Și cumva curajul lor de a vorbi despre frică depășește povestea, și cumva povestea și-a împlinit menirea, și evident că pentru grupul acela povestea asta va fi cea mai bună dintre povești. Da? Și de asta nu pot să am una plăcută, pentru că simt că le-aș trăda pe celelalte. Pe lângă rolul terapeutic, vindecător, așa cum spune și titlul cărții, Povești vindecătoare sau povești terapeutice, un rol important este cel al conștientizării. Știi, aici mă refer la faptul că, uite, ai citit, ai dat și tu exemplu, ai citit o poveste sau le-ai citit-o tu participanților, cursanților și așa mai departe, și oamenilor cu care tu lucrezi, și ți-a produs un declic, o întrebare. Și atunci mă gândesc că de fapt primul pas în procesul terapeutic al vindecării, primul pas, primul demers este conștientizarea. Foarte, foarte bună descoperirea ta. Așa este. Așa este. Confirm ceea ce spui tu, Sorin, pentru că o poveste bine aleasă și bine spusă sau bine oferită spre lucru provoacă această conștientizare, această descoperire.
Ori acest început al lucrului mental este începutul, dă șansa unei schimbări. Acum, că se va produce vindecare sau nu, asta depinde de foarte multe lucruri. Eu, nefiind psiholog, nu știu ce să zic. Ce pot să-ți spun cu certitudine este că de fiecare dată văd acest pas inițial, interes, curiozitate, descoperire și după descoperire apare necesitatea asta de a vrea să aflu mai mult. De a vrea să aflu mai mult și despre ce spune Jacques în poveste, dar și despre mine. Reflectarea, reflexia. Reflexia asta este un proces care poate oferi o mare șansă spre vindecare. Reflecția, întoarcerea asta spre interior, analiza asta atentă, critică, dar în același timp foarte prietenoasă, pentru că povestea îți face ea însăși o analiză. Și nu-i nevoie să te despici tu pe tine în șapte ca să ajungi la concluzia poveștii. Cumva povestea are așa o tandrețe și asta e o caracteristică pe care eu am regăsit-o în poveștile lui Jacques Salom. Are o tandrețe, o blândețe și în același timp o fermitate în a-și susține mesajul, în care tu poate că uneori ajungi să te vindești doar citind povestea până la capăt, pentru că pur și simplu ai sentimentul, e povestea mea, e clar povestea mea asta. Adică nu știu dacă e furnica, dar e clar, sunt eu, parcă despre mine a scris. Și cred că asta vine din faptul că poveștile acestea sunt reale. Fie că ele au fost cumva trăite de participanți, mulți participanți pe care Jacques Salomé a avut de-a lungul timpului și i-au scris, i-au povestit lucrurile acestea, cum și eu i-am povestit, de exemplu, la rândul meu, experiențele pe care le-am trăit grație metodei ESPERE, fie că sunt rodul imaginației lui, dar al unei imaginații foarte pedagogice și foarte lucrătoare, poveștile îngrijesc un interior, acest interior emoțional într-o manieră foarte frumoasă și atunci un suflet îngrijit, da, poate să ajungă să se vindece. Da, da, cred. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Cristina Negut, Senior Trainer Learning Ecosystem și de asemenea cu formare în metoda ESPERE a lui Jacques Salomé. Am vorbit despre cartea Povești Vindecătoare, despre lucruri mărunte ce ascund posibilități infinite, de Jacques Salomé, carte publicată în colecția Arta Comunicării în Relații din portofoliul editurii Herald. Mulțumim foarte mult, Cristina Neguț. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci aveți o zi cu sens, o zi plină de iubire și înțelegere. La revedere, numai bine! Mulțumesc foarte mult și eu!